Școlile profesionale sunt o opțiune pe care din ce în ce mai mulți absolvenți de clasa 8-a ar trebui să o ia în calcul, iar cei care se gândesc serios la avantaje o și aleg. Liceul Auto din municipiul Drobeta Turnu Severin pune la dispoziția tinerilor o varietate largă de profile pentru a învăța o meserie. Alături de legislația care se schimbă de la o lună la alta, una din marile probleme ale firmelor este lipsa forței de muncă. În multe domenii, patronii s-au plâns de-a lungul timpului că nu găsesc muncitori calificați. Liceul Auto din municipiul Drobeta Turnu Severin dă o șansă tinerilor să-și dezvolte abilități practice de care chiar este nevoie. Pentru anul școlar 2021-2022, Liceul de Transporturi Auto vine cu următoarea ofertă. La învățământul liceal avem specializările. Tehnician transporturi, în cadrul căreia elevii beneficiază de obținerea gratuită a permisului de conducere categoria B și își pot găsi cu ușurință un loc de muncă în serviciurile partenere. La învățământul profesional avem calificările mecanic auto și în cadrul acesteia elevii beneficiază de obținerea gratuită a permisului de categorie B și C1 și de bursă lunară de 200 de lei și o altă specializare tot la acest profil, electrician, exploatare, centrale, stații și rețele electrice, în cadrul căreia elevii beneficiază de bursă lunară de 200 de lei. De altfel, beneficiază de un laborator de instruire practică dotat de către distribuție Oltenia, fiind al treilea an de colaborare cu acest partener și beneficiază, bineînțeles, de angajare la acest partener distribuție Oltenia. O altă specializare este învățământul profesional dual, în cadrul căruia avem specializările lăcătuși, construcții metalice și utilaj tehnologic și o altă specializare sudor. La învățământul dual, elevii beneficiază de o bursă lunară de 400 de lei, 200 din partea angajatorului și 200 din partea liceului de transporturi auto. Mecanic auto, sudor, croitor, bucătar sau cosmetician sunt doar câteva dintre meseriile care în ultimii ani sunt din ce în ce mai căutate pe piața muncii. Fiecare tânăr ar trebui să pună mai mult amprenta pe pasiunea lor.